Viața Denisei s-a schimbat radical în ultimii ani și a deschis mai multe magazine de parfumuri atât în țară cât și în străinătate. A intrat în lumea afacerilor cu 500 de euro și în câțiva ani a ajuns milionară. În urmă cu puțin timp, Denisa a devenit furnizor oficial al casei regale, dar viața nu i-a surâs mereu, astfel că ani de zile s-a chinuit să-și găsească liniștea și echilibrul. A pornit de la Mircea. A pornit de la întâlnirea mea cu el și de la felul în care el vedea viața, el este un vizionar, este un nebun inconștient, mai ales în zona de business, spiritul lui antreprenorial care m-a virusat și pe mine, mi-a plăcut foarte mult și am intrat în jocul ăsta și a venit în principiu de la el. Dar cum erai tu până în momentul în care ai hotărât să te schimbi și să ai mai multă încredere în tine? Că spui că erai un om lovit din multe părți. Da. Cum te-ai descrie pe perioada aia? Nu aveam încredere în mine, eram timorată, eram lipsită de încredere, eram tot timpul în gardă, simțeam nevoia să mă apăr, pentru că e foarte ușor când ești expus și ești în lumina reflectoarelor să fii criticat. Ba că te-ai îmbrăcat nu știu cum, ba că ai lansat o piesă care nu e pe placul cuiva, ba că nu știu, urci o melodie pe YouTube și oamenii unii te laudă, alții te critică. Și normal că lucrurile astea trec prin, adică nu trec prin tine, se opresc undeva în tine. Cu atât mai mult cu cât să ne amintim faptul că noi cântăm de copii și atunci știi că există în adolescență perioada aia critică în care noi ne formăm ca personalitate, ca indivizi și atunci cred că este cea mai vulnerabilă perioadă și cea în care ai nevoie cel mai puțin să auzi lucruri negative despre tine. Ori noi am crescut cu perioada asta și da, eram tot timpul în gardă și tot timpul ne temeam că cineva o să spună ceva de rău de noi și să știi că la un moment dat când auzi un om că îți spune astăzi ceva, altul că îți spune mâine, altul că îți spune poimne, începi să-i crezi, că te gândești, bine, dar zice unul, zic doi, zic trei, dar poate au dreptate. Dar ce te deranja cel mai tare? Ce auzei și se repeta și te deranja? Poate mă deranja faptul că nu ne cunosc, faptul că eu știam în sinea mea că eram altfel, sau poate că mă deranja că ne criticau, nu știu, hainele pe care le purtam, fără să știe că, de fapt, statutul de artist în România nu vine la pachet cu o poziție socială extraordinară. Statutul ăsta nu vine doar cu lucruri bune. Și atunci când începe bullying-ul, pentru că, de fapt, despre asta e vorba, atunci există o presiune și e o linie foarte fină între beneficii și părțile negative pe care ți le poate aduce statutul ăsta. Este un subiect foarte interesant, bullying-ul, și foarte actual în zilele noastre. Ai simțit bullying-ul? Oh, da. Uite, mi-aduc aminte că eram la liceu, sora mea abia se mutase în liceul respectiv și fetele de la ea din clasă erau extrem de răutăcioase. Le-a dus cadou niște CD-uri cu noi și nu doar că le-au rupt, le-au călcat în picioare, le-au desenat, ne-au desenat pe noi, de fapt. Clar, ca un copil, ca un adolescent, cred că hiperbolizez la maximum toate situațiile de genul ăsta. Cred că pe vremea noastră profesorii nu erau foarte conștienți de fenomenul ăsta. Nu cred că exista informarea care există acum și cred că se acordă astăzi mult mai multă atenție asupra fenomenului. Vremea noastră, dar nu știu nici în ce măsură, știau lucrurile care se întâmplă în pauze sau pe holurile școlii. Noi nu apelam de obicei, eram obișnuiți ori să ne descurcăm singuri, ori să tăcem și să înghițim. Cam asta era mentalitatea în generația noastră. Raluca și Denisa au reușit să treacă prin toate provocările vieții împreună. Nimic nu părea să le afecteze relația, dar cu toate acestea, Denisa povestește cum luni de zile abia și-au vorbit. Mai mult, mărturisește că Raluca a fost una dintre persoanele care nu a crezut în visul ei cu parfumuri. Dar Raluca nu te-a înțeles atunci. La început nu m-a înțeles. Păi, nu dădeam importanță. Eu știam ce vreau și știam ce pot și ce vreau să fac. Și nu te afecta deloc? Nu, pentru mine era suficient ce știu eu și știam că o să vină ziua în care o să le demonstrez tuturor că e o direcție bună cea pe care merg eu. Dar nu în ideea de a face o ambiție, ci eu știam și credeam foarte mult în ceea ce fac. Am avut într-adevăr o perioadă, certate n-am fost niciodată, în care am comunicat mai puțin. Dar ea a survenit cumva unor motive din viața personală a Ralucăi. N-a avut legătură cu partea noastră profesională sau cu alegerile fiecăreia dintre noi.
era ea implicată într-o relație și atunci a preferat să se retragă în relație și să aibă mai puțin timp pentru voi două, nu? Da, a avut o perioadă care a fost o perioadă grea inclusiv pentru ea. Și atunci când tu nu ești ok cu tine, e greu să fii ok cu cei din jurul tău. A fost o experiență grea, cred că cea mai grea din viața mea de până acum. De fapt, nu cred, chiar a fost cea mai grea, dar eu l-aveam deja pe Mircea și el de asta acum ne iubește atât de mult împreună și o iubește atât de mult pe Ralu și nu face niciodată diferență între noi, pentru că el în momentele alea a înțeles, văzându-mă pe mine, cât a înțeles că între noi este ceva de puternic și că Raluca este atât de importantă pentru mine încât nimeni niciodată nu poate să vină din exterior și să pretindă altceva sau să pretindă ca noi să fim mai deconectate. Cred că da, ăla a fost un moment în care el a înțeles foarte bine, mi-a oferit și foarte mult suport și chiar ne amuzăm de multe ori când îi mai spun că îi mulțumesc pentru cum se poartă cu ea și că îi mulțumesc că are grijă de ea și că o acceptă lângă noi, pentru că noi petrecem realmente foarte mult timp împreună și niciodată nu e deranjat de lucrurile astea, lucruri pe care eu le apreciez, pentru că pot exista situații în care partenerul să spună ok, vreau să stăm noi, n-o mai lua pe sora ta, dar la noi nu există asta și râde și spune, păi da, mi-aduc aminte că dacă tu cu ea nu ești bine, nici noi nu suntem bine. Denisa și-a găsit liniștea și fericirea atunci când s-a întâlnit cu Mircea. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 3 ani, iar în luna iunie, Denisa și Mircea și-au unit destinele într-un local exclusivist de pe Riviera franceză. Jumătatea trupei Bambi a vorbit despre calitățile soțului ei. Ne-am cunoscut la un botez, la Andrei Ștefănescu de la Alb Negru. N-am ținut legătura, apoi am vorbit foarte puțin atunci, apoi ne-am reîntâlnit, am avut eu un eveniment, mi-am făcut o petrecere foarte mare de ziua de naștere și el a fost cumva sponsor în eveniment, a oferit niște vouchere pentru invitații mei la centrul lui de remodelare și atunci am reintrat în contact și am început să vorbim și el era cumva total atipic față de ceea ce eu sau prietenele mele și imaginau pentru mine, că veneau tot felul de feedback-uri la început. Cum că nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie, nu? Nu e ce trebuie. Și cumva și mie mi se părea câteodată că nu e ce trebuie. Adică în sensul că era total diferit față de ceea ce eu credeam că vreau sau că... Dar ce credeai tu că vrei și cum era el? Foarte simplu. Nu punea preț pe haine, pe știu că se îmbrăca la fel de multe ori și inclusiv zile consecutive și câteodată mă întrebam, cred că ceva nu e ok cu el. Dar pe măsură ce am început să discutăm, atunci m-a cucerit foarte mult. Am văzut și că e un bărbat sensibil și știi cu ce m-a atras foarte mult. Mă întreba foarte mult despre activitatea mea, despre zona profesională și asta era un buton pe care el l-a apăsat foarte bine, dar nu pentru că a intuit că în continuare facem asta. Da. Dar pentru mine eu cumva sufeream de lipsa asta de sprijin, că n-aveam cu cine să vorbesc, n-aveam cu cine să povestesc sau să primesc un sfat sau să am lângă mine, îmi doream să am lângă mine un bărbat care să-mi ofere suport și să mă ajute să dezvolt lucrurile.